Bună și bine ați revenit la un nou vlog. Eu am venit acasă și acum am primit mesaj că la Shopping City mi-a venit o comandă, dar nu mă mai întorc acum, probabil o să trec mâine. Am comandat de pe Sinsay ceva, avea o reducere de Crăciun, 30% la articole de Crăciun și am comandat două păturici aici pentru canapeaua asta. Și încă un încălzitor din acela de ceară care se folosește cu o lumânare. Și ce am mai primit? Un colet cu niște cărți, toate second hand, de pe Vinted. Și mi se par foarte interesante și am vrut să vi le prezint și vouă, dar cred că ar fi mai bine să întorc cadrul ca să vi le prezint. Da, o să întorc camera și vi le prezint. Sunt toate de la editura Univers, această colecție Educație cu blândețe. Cum cresc copiii, joacă, odihnă, dezvoltare, ce și-ar dori copiii să știm despre ei. Văd că la toată colecția asta a fost coordonată de Ioana Chichet Macoveciuc. Dacă vă interesează aici despre ce e vorba, copiii mici sunt printre ființele cel mai prost înțelese din lume, atât de adorabili și totuși atât de dificil uneori. Fericiți într-o secundă și pe culmile furiei în următoarea. Bine, asta se datorează și faptului că nu au o inteligență emoțională dezvoltată. Crize de furie, anxietate de separare, rutine obsesive, proteste și opoziții interminabile. De ce sunt copiii mici atât de greu de înțeles și de însoțit? Această carte poate fi citită și folosită ca o hartă care te ajută să deslușești emoțiile și comportamentul copilului tău mai mic de 6 ani. Ok. Și autoarea este profesoara și consilieră pentru copii și tineri în Canada. A studiat sub urmare bla bla. Așa. După aia, aceeași editură, aceeași colecție, tot coordonată de Ioana Chichet Macoveciuc. Respect, încredere și iubire, de ce au nevoie copiii noștri. Așa, o nouă carte a terapeutului de familie Jasper Juhl despre unul dintre cele mai importante principii ale vieții de familie, respectul reciproc. Despre asta mai povestește și Ioana Chichet Macoveciuc în cartea ei Am să te țin în brațe către tu și încă o secundă. Și na, dacă vreți să citiți, vă las așa, ca să nu vă plictisesc eu să vă citesc de pe spatele cărții, că puteți și singuri. După aia, părinți curajoși. De asta nici n-am auzit. Aha, asta e mai mult despre adolescență. Partea a dezvoltării de care cred că tuturor părinților le e frică, în general. Copilul vulcanic. Da, o altă provocare. Așa, vă las și aici. Și cum să creștem oameni buni. Mi se par foarte interesante. Eu chiar citesc acum o altă carte din această colecție, doar că e împrumutată de pe Bookster, cred. Da, foarte fain și îmi place și editura asta și cum e structurată fiecare carte, pentru că na, totuși nu e un roman, e o carte cu foarte multe informații și trebuie să fie bine structurată ca să poți să o parcurgi mai cu ușurință. La ora asta, lumina chiar lasă de dorit, dar am instalat aici ring light-ul după o grămadă de timp și sper să mă vedeți bine, pentru că am primit un colet pe care neapărat vreau să-l filmez împreună cu voi, să-l deschidem împreună. Eu știm de la cine vine acest colet, destul de mare, și anume vine chiar din Piatra Neamț, de la Dana Șestun. Am vrut să zic că pe Dana urmăresc de vreo 2 ani jumate, cam așa, fără să ratez vreun video. Și asta zic cu toată sinceritate, pentru că e unul dintre creatorii mei de conținut preferați. Și îmi place foarte mult pentru că
filmează viața așa cum este și fără filtru, fără colișuri, adică și când e ceva, când se întâmplă lucruri mai puțin plăcute și când se întâmplă lucruri plăcute, e foarte naturală, îmi place foarte mult felul ei de a fi, e o persoană foarte bună, îmi place cum își educă copilul, deci chiar îmi place tot despre Dana și mă identific foarte mult cu ea în mai multe aspecte ale vieții. Și am îndrăgit-o foarte, foarte mult. Am început să vorbim și în privat. Adevărul e că în ultima perioadă mai rar am vorbit, dar de fiecare dată când vorbesc cu Dana am impresia că vorbesc cu o prietenă foarte veche cu care mă știu foarte bine. Și pe lângă toate astea, i-am trimis eu colet de ziua ei în noiembrie. Dar vă zic sincer că niciodată nu m-am așteptat și nu ăsta a fost scopul meu să primesc ceva înapoi. Să primesc un cadou înapoi sau să primesc să filmeze ea, să o promoveze pe YouTube, că nu, chiar nu e ăsta scopul meu, am trimis cu tot dragul, putea să nu o menționeze niciodată și tot i-aș fi trimis în continuare colete. A făcut ea că e drăguță, dar nu acesta e scopul meu. Niciodată nu m-a plăcut să mă bag în seamă așa cu oamenii care fac YouTube ca să mă promoveze, pentru că dacă nu sunt plăcută prin felul meu de a fi, nu e nevoie de intervenția nimănui. Și am vrut să zic că cu ocazia asta îi mulțumesc din start Danei că s-a gândit la mine, că mi-a trimis ceva, că a gândit pachetul și le doresc ei și familiei ei numai bine. Și multă sănătate și sărbători absolut minunate împreună. Și ca să nu mă lungesc, o să deschidem coletul, pentru că deja încep să respir mai greu. Tot mă uit că mi se pare ciudată lumina, dar n-avem ce face. E deja seară. Cred că se vede că în spatele meu e întuneric bezna. O să iau coletul în brațe ca să nu mișcăm camera. Și deschidem încet. Cred că deschide partea bună. Da, cred că nu există o altă parte pe care aș putea să deschid. E un colet voluminos și greu. Aici. Și văd că n-am pachetat Dana foarte bine. Văd ceva moale și frumos. Eu cu Dana avem gusturi foarte asemănătoare. Și fără, nu am niciun doială că m-a nimerit cu cadoul. Și am ceva foarte mare și pufos aici sus. Ce e asta? Ceva de la Sensei? Oh, stai, mi-e frică să nu sparg ceva. Cât de drăguț! E o pătură, dar o pătură din acestea care o poți lua pe tine cumva, nu știu cum să explic. E minunată și așa de frumoasă. Cred eu că nu vorbesc prostii, că o poți lua și așa, te poți înveli. Ce faină e! Și cred că, uite, are și așa, dacă vrei, Doamne, asta e super! Pentru că e foarte frumoasă, mi-mi plac culorile astea, bej, alb, neutre și atât de confortabilă. Oricum am eu o boală cu păturile. Foarte faină e și văd că are și ceva nasturi, deci mă gândesc că poți, a, uite, da. Poți o și închizi dacă vrei, să o iei ca pe pelerină. Doamne, ce mișto e! Asta chiar că e așa cozy și cred că după Crăciun o să am momente de din asta de leneveală și de, nu știu, ciocolata caldă sau un ceai și să stau așa învelită în ea. E minunată! Mulțumesc mult, Dana! Da. Cred că o să mă emoționez destul de tare în acest video. După care, wow! Am o lumânare. Așa a făcut condens că e foarte, a fost rece afară. Happy Holidays Silver Birch. Voiam să văd dacă scrie miros, dar nu scrie. E minunat, fix pe gustul meu, așa un miros lemnos și puțin dulceag. Efectiv miroase ca am ceva de la Bath & Body Works acum, miros de șemineu. Cam așa miroase, un miros lemnos. Foarte mișto, mulțumesc, Dana. Mă uitam de unde e, dar nu-mi dau seama dacă e de la Sensei sau de la alt magazin. Foarte rece. Și ce drăguță e culoare, așa, un roz.
Mulțumesc! Oh, am văzut ceva pentru fetiță și m-am emoționat. Ziceți și voi că nu-i drăguță? E minunată! E o albinuță. Și cu siguranță să-mi aduc aminte de Dana, pentru că ea ia o albine. Foarte faină. Mulțumesc. Dar am o pensulă. Uite că o să folosim chiar astăzi, pentru că după ce termin de filmat am de gând să mă apuc de cozonac. Și de la English Home. N-am nimic de la English Home. Foarte faină. Așa, partea asta e din plastic, dar arată ca un lemn. E foarte faină, îmi place și chiar e utilă, nu aveam așa ceva în casă. Și o decorațiune care seamănă foarte mult cu tot ce am eu în brad. Mă uitam dacă are și luminițe, dar nu are. Cred că de la Auchan, nu știu dacă o puteți vedea, dacă se reflectă ring light-ul și așa arată. E o căprioară cu niște steluțe și un brăduț în spate și steluțele sunt așa de culoarea șampaniei și sunt într-un glob care seamănă cu o căciuliță. O să pun în brad imediat, numai să tăiem eticheta. Ce faină e! Da, chiar zicea și Dana că i-au plăcut mult decorațiunile de la Auchan și mie mi-au plăcut foarte mult. Am și luat câteva. Ia așa să punem. E spre English, uite, acum trebuie regândită situația, dar ce drăguță e. Și am și o cană, că mă plângeam eu că n-am nicio cană. Mă plângeam că n-am nicio cană de Crăciun. E foarte faină, foarte faină. Uite, Dana probabil nu știe, dar cerbii sunt unele dintre animalele mele preferate, adică cerbi și căprioare, mi se par așa de elegant și frumoși. Și ce interesant e partea asta din plută, cumva. Asta cu siguranță nu o să pun la mașina de spălat, cum mi-e frică să nu stric. Dar e atât de faină și uite, se vede și pădurea. Și asta o să-mi aduc aminte așa de ei, că ei stau aproape de pădure și au zăpada acolo și invidiez pentru asta. Dar e foarte faină cana, foarte faină și mare, asta e super pentru o cană mare de ceai acum iarna. Și nici nu cred că lasă urme că are partea asta de plută, e foarte faină. Și zâmbeam pentru că în cană mi-am mai pus ceva, care știu că e foarte apreciat de mămici. O cremă Sudocrem. Ce drăguț, cred că și-a amintit acum în perioada asta cum e... ce folosea ea acum câțiva ani. Știu că e o cremă foarte bună pentru iritația bebelușilor. Să o numim așa, iritația de Pampers sau... Wow! Am un gel de duș de la English Home, care și el a făcut condens. Să știți că niciodată n-am testat nimic de la English Home. Și avem aici... Voiam să văd dacă scrie vreo aromă. Dar nu scrie, așa că o să deschidem. Se numește Endless Love. Adică iubirea fără sfârșit. Ia să vedem dacă putem să deschidem. Wow! Doamne! Deci simt ceva miros de lămâie, foarte puternic. Dar miroase atât de natural încât plouă în gură. Că am impresia că miroase a limonadă sau ceva. Foarte bine miroase și nu detectez ce mai are. Efectiv. A, uite. Are iasomie, bergamota, grapefruit, tangerine, trandafir, care nu simt mirosul, musc alb și vanilie. Eu citricele le simt foarte bine. Doamne, ce bine miroase. Chiar miroase super bine. Ce faină și sticluță. Chiar... frumoase ambalajele celor de la English Home. Chiar n-am testat nimic până acum, așa că mă bucur de ocazie. Foarte fain.
Eu un gel de duș, cred că am zis. Oh, ce drăguț! I-a trimis și eu ei șosete, mi-a trimis și ea mie. Sunt de la H&M. Cu floricele. Am o pereche. Unele simple. Mai multe, de fapt, simple. Super! Chiar pe gustul meu, mă uitam la mărime. O să fie și mărimea perfectă, că sunt 39-41. Super drăguțe! Și am albastre. Ah, uite și aici sunt floricele, nu le-am observat. Gri, albe, roz. Super faine. Mulțumesc și sunt de la H&M. Uite încă o chestie pentru bucătărie, cred că tot de la English Home. E această paletă, am una singură. Și de multe ori când o bag la spălat sau e ocupată, lipsește cea de-a doua ori. E super bună asta, mai ales dacă faci ouă sau chestii și vrei să scurgi preparatul. E foarte utilă, foarte fain. Și îmi place că sunt la fel. Adică din aceeași colecție, să zic, nu știu. Că tot așa și partea asta imită lemnul. Mă gândeam, nu cred că e chiar lemn. Deși așa se simte. De la English Home, cred că am zis. Crem, chiar frumoase. Asta cred că e ceva ce mă bucură enorm de mult. Pentru că le-am tot văzut la ea și ce frumoasă e! E o căsuță din asta de la Marks & Spencer. Am văzut că au fost și ea și a cumpărat multe căsuțe. A făcut contrabandă de căsuțe și a zis ea că o să facă cadou, numai că o să trebuiască să deșurubezi. Aici e un mic șurub și să scot conținutul. Cred că are ceai înăuntru. Da, are Luxury Gold Tea. Are un ceai înăuntru și după pun luminițe, pun baterii și o să luminez această căsuță superbă, absolut superbă. Sunt foarte frumoase, adică chiar poți face o colecție frumoasă din ele și să le ai ca aranjamente de Crăciun. Cred că se vede bine. Sunt puțin aurii, geamurile astea. Le-a dus din Anglia. Uite. Și acum, uite că are lumini. Dar nu se poate vedea pentru că eu am lumină puternică acum, dar e așa de fain. Las că o să vă arăt mâine. Scot ceaiul de aici și vă arăt cum arată, o să pun acolo în geam. Foarte frumoasă e. Și așa, atenție al detalii, e dintr-o tablă, așa zice eu. Și aici e desenat un magazin și scrie Marks & Spencer 2023. Fain, că știi și de când e amintirea pe care o ai. Mulțumesc, Dana, ești tu scumpă. Și mai am aici niște chestii. Mai umărât cu asta. Am ceva ciocolată. Abia aștept să termin de filmat ca să iau una. Cred că tot din Anglia sunt. Choco Break. Sunt 8 ciocolățele. Ia să vedem. Uite, așa sunt. 8 ciocolățele câte 2 bări, cum ar fi. Și cred că e ciocolata cu lapte. Și are ceva biscuite sau napolitană înăuntru. Ca un fel de KitKat, dacă zic bine, nu știu, dar așa mi se pare mie. Cine nu se bucură de ciocolată, sinceră să fiu, nu cred că există cineva. Și tot în aceeași idee am primit și niște trufe de la Favorina. Mie mi se pare că ăștia de la Favorina scot niște dulciuri super, super gustoase. Acum, na, clar calorice, dar foarte bune și fiecare dată, adică de Paști, de Crăciun, mă bucur de ele. Și trufele chiar nu le-am încercat, așa că mulțumesc de ocazie, Dana. Foarte fain. Și am aici o minunație, dar o minunație. E de la Jumbo, o lumânare în formă de, ziceți și voi, nu-i superbă? O lumânare în formă de, o lumânare în formă de spărgătorului de nuci. E absolut superb. Deci nu știu cum să fac să o deschid, ca să vă arăt mai bine sau nu, că îmi place și cum e ambalat. Dar e superbă și câte detalii. Efectiv, nu eram sigură dacă e lumânare sau nu.
De la Jumbo a luat această lumânare. Dar dacă nu știați, acum există și Jumbo online, dacă nu aveți la voi în oraș. Dar cred că asta niciodată nu o să o prind, o să stea așa în fiecare Crăciună, lângă celălalt spărgător de nuci pe care l-am. Și să mă bucur de frumusețea decorațiunii. Îți mulțumesc foarte mult. Cred că nu prea știu să arăt bucurie atunci când deschid cadou, pentru că sunt emoționată și mai ales că mă și filmez. Dar apreciez enorm, din suflet. Și dacă îmi trimiteai doar o scrisoare, ceea ce vezi că nu mi-ai trimis nicio scrisoare. Cred că nu aș fi văzut dacă o aveam. Îți mulțumesc foarte mult și apreciez enorm. Și bănuții, bineînțeles, pe care ai dat, dar în special că lucrurile sunt alese așa, cu gândul la mine și clar, asta se vede, pentru că ne cunoaștem deja că YouTube-ul ăsta face uneori și minuni și uite că aduce oameni mișto alături de tine. O să mă gândesc la tine de fiecare dată când o să folosesc ceva din lucrușoarele privinte de la tine și îți mulțumesc că te-ai gândit la goanca mea și vă doresc să vă petreceți sărbătorile în liniște, în pace și să rămâneți la fel de calzi și iubitori și oameni buni cum sunteți voi. Te pup, draga mea, și mulțumesc încă o dată. Am pregătit și umplutura pentru cozonac. O să vă las rețeta în descriere, de fapt o să vă las link-ul, pentru că am folosit rețeta de la cum sânzenele gătesc și eu am adăugat doar cremă de ciocolată. Am adăugat vreo 4-5 linguri și am scăzut zahărul și am adăugat nuci, adică am pus cam dublu față de cât au pus ele. Și aici e și aluatul, aici n-am schimbat nimic. În loc de coajă de lămâie, am pus coajă de portocale. Nu știu dacă se vede, dar aproape că și-a dublat volumul. Mai las 20 de minute și revin să umplem cozonacul și să-l punem la cuptor. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains and the mountains in reply, echoing their joy straight. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.